Într-un mic sat trăia o mamă care își pierduse fică într-un tragic accident. Fica ei numită Marie era o floare frumoasă și plină de viață, iar moartea ei a lăsat un gol imens în inima mamei. După mormântarea, mama a decis să îngrijească în personal mormântul fiicei sale. Fiecare zi începea cu o vizită la cimitir, unde îi îndepărta cu delicatețe, frunzele uscate, aranja florile proaspete și a aprindea o lumânare în memoria Mariei. Indiferent de vreme de afară, mama mergea la cimitir cu dragoste și durere în suflet. Oamenii din sat o priveau cu admirație și compasiune, deoarece nu aveau nevoie de cuvinte pentru a înțelege cât de profundă era durerea ei. În timp ce se ocupa de mormântul fiicei sale, mama avea obiceiul să vorbească cu Maria. Îi spunea despre evenimentele din sat, despre amintirile lor împreună și despre cât de mult o iubea. Avea convingerea că Maria o putea auzi dintr-un alt loc și că acest act de a îngriji mormântul o apropie de sufletul fiicei sale. În timp ce mama se îngrijea de mormânt, a simțit o vibrație subtilă. Ea a privit în jur și a observat că pământul de pe o parte a mormântului pare puțin diferit, mai puțin compact. Fără să ezite, ea a început să sape cu mâinile în acel loc, curioasă să descopere ce se află de sub. Pe măsură ce săpa, pământul se clătina sub degetele ei și o ușoară emoție de neliniște a cuprins-o. Cu toate acestea, perseverență și dorință de a afla ce se afla acolo, au învins temerile. În cele din urmă, după ce a săpat puțin mai adânc, mama a simțit ceva solid sub mâinile ei. Cu mare grijă a curățat pământul și a descoperit o mică cutie din lemn îngropată acolo. Era învelită într-un material vechi și purta semnele timpului. Cu inima bătându-i puternic, mama a deschis cutia și a găsit o serie de scrisori. Erau scrisorile pe care Maria le scrise înainte să moară. Fiecare scrisoare era plină de dragoste, de dorințe, de a-i spune mamei cât de mult o iubea și cât de recunoscătoare era pentru toți sprijinul și iubirea pe care ei le dăduse. Lacrimile ei au invadat ochii pe măsură ce mama citea fiecare simțindu-se conectat într-un mod profund cu fica sa. Era ca și cum îi vorbea dincolo de mormânt aducându-i alinare și încurajare în inima grea. Înțelegând că ceva nu e în regulă, mama a luat o decizie dificilă, dar necesară. Ea a hotărât să solicite exhumarea secretului fiicei sale pentru a investiga situația. Cu inima încărcată de teamă și neliniște, a făcut dimersurile necesare pentru a obține aprobarea legală și sprijinul comunității. În ziua exhumării, mama a fost însoțită de un grup restrâns de oameni de încredere inclusiv de un medic legist și de reprezentanția ai autorităților locale. Împreună au deschis mormântul și au scos cu grijă secriul. Cu sufletul strâns, mama a privit înăuntru și a descoperit cu tristețe că secriul era gol. Dispariția trupului Mariei a fost un șoc pentru toți cei prezenți. Sentimentele de confuzie, furie și disperare îi cuprinseră pe toți. În ciuda acestei revelații dureroase, mama a înțeles că era important să găsească răspunsul și să afle ce s-a întâmplat cu trupul fiicei sale. Împreună cu autoritățile au demarat arată o investigație amănunțită pentru a clarifica acest mister tulburător. Când mama a citit cu atenție scrisorile găsite în cutia, a început să înțeleagă că fica ei era într-adevăr vie. Fiecare scrisoare conținea indicii subtile care sugereau că Maria nu era într-un alt tărâm sau în viața de apoi, ci să plecase din țară în căutarea unui noi vieți. În scrisori, Maria menționa despre visele și aspirațiile ei, despre dorința de a explora lumea și de a-și găsi propria cale în afara satului natal. Într-una dintre scrisori, și exprima de a pleca într-o altă țară pentru a urma studii superioare și pentru a-și construi o carieră. Mama a fost copleșită de o amestecare de bucurie și trestețe. Pe de o parte, era fericită să afle că fica ei era în viață și își urmărea visurile. Pe de altă parte, durerea de a nu avea aproape și incertitudine privind siguranța și fericirea ei o învăluiau. Cu scrisoarele în mână și cu inima plină de speranță, mama a decis să-și canalizeze toată iubirea și sprijinul către susținerea Marii în căutarea ei. A scris o lungă scrisoare de răspuns Mânduși și dragostea, susținere necondiționată și dorința de a o revedea într-o zi. De-a lungul anilor, mama a continuat să se îngrijească de mormântul fiicei sale, dar acum a își lăsat și scrisorile de răspuns acolo, în speranța că Maria le va găsi cândva. Își imagina cum fica ei citește cu emoții cuvintele sale și simte căldura și... susținerea ei. Cu fiecare vizită la cimitir, mama purta cu ea speranța că Maria se simte iubită și înțeleasă chiar dacă era departe. Fiecare floare aranjată și fiecare lumânare aprinsă reprezentau un simbol al iubirii necondiționate și al așteptării cu sufletul plin de speranță. Cu inima bătându-i puternic, mama a simțit că ceva nu era în regulă în momentul în care a intrat în casă. O senzație stranie de prezență a învăluit aerul și a făcut-o să se simte neliniștită. Cu pași precauți a avansat în încăpere și s-a îndreptat direct spre camera fiicei sale. Când a deschis ușa camerei, a observat că ceva era diferit. Luminile erau oprinse și o scânteie de speranță strălucită în inima ei. În acel moment, a realizat că cineva a în casă și îi lăsase un mesaj. Cu tremur în mâini, mama a găsit scrisoarea pe masă de lângă patul fiicei sale. Cu un amestec de emoție, a început să citească cu atenție cuvintele scrise acolo. Scrisoarea îi era adresată ei și dezvăluia că Maria se întorsese acasă. În scrisoarea, Maria a explicat mamei că plecarea ei din țară a fost o alegere dificilă, dar că acum a simțit dorul de a fi lângă familie. Ea a povestea despre aventurile și experiențele prin care trecuse în timpul absenței și despre modul în care căutase să-și găsească propriul drum în viață. Marie își exprima profundul regret pentru durerea pe care o provocase mamei și îi cerea iertare. Ea spunea că a simțit că este momentul să se întoarcă acasă și să se reconecteze cu rădăcinile ei și cu familia care o iubea. Cuvintele scrisorii au umplut inima mamei de bucurie și emoții. Fericirea reuniunii familiei era coprișitoare, iar lacrimile de bucuriei i-au inundat ochii. Cu fiecare cuvânt, mama simțea că rugăciunile și speranțele sale fusese ascultate. În zilele care au urmat, mama și Maria s-au strâns într-un abur de îmbrățișări și lacrimi de bucurie. Împreună au început procesul de vindicare și reconciliere, construind o legătură puternică și durabilă. Scrisoarea găsită a devenit o mărturie vie a iubirii lor neîntrerupte și a puterii de a depăși obstacolele în numele dragostei și al familiei. Maria i-a povestit mamei motivul real al dispariției sale. Ea a dezvăluit că unul dintre motive principale pentru plecarea ei a fost faptul că era urmărită de către creditori și colectori de datorii din cauza datoriilor acumulate de tatăl său. Maria a povestit că tatăl ei se implicați în afaceri riscante și cum acestea ieșuaseră lăsându-l în datorii mari. În timp ce aceste datorii au început să afecteze întreaga familie și să creeze presiuni și amenințări constante. Pentru a-și proteja familia și pentru a scăpa de amenințările creditorilor, Maria a luat decizia grea de a pleca din țară și de a-și începe o nouă viață într-o un loc unde nu ar fi fost cunoscută. Ea a crezut că aceasta era singura opțiune pentru a se elibera de povara datoriilor și pentru a-și asigura siguranța și fericirea. Deși mama a fost șocată și întrestată de descoperirea acestei situații dificile prin care familia trecuse, a înțeles adevărul din spatele deciziei Mariei. Ea a simțit compasiune față de fica ei și a fost mândră de curajul și determinarea pe care le-a arătat în fața acestor provocări. Împreună, mama și Maria au hotărât să facă față împreună acestor datorii și să rezolve problema cu credit. Au căutat soluții și au angajat un avocat pentru a negocia și a găsi o rezolvare favorabilă pentru situația financiară a familiei. Cu sprijinul reciproc și cu dorința de a se susține una pe cealaltă, Maria și mama au reușit să depășească aceste dificultăți și să înceapă un nou capitol în viața lor. Experiența lor i-a învățat valoarea familiei, puterea unității și capacitatea de a face față oricăror obstacole în numele dragostei și a protejării celor dragi. Maria se trezește într-o dimineață cu senzația grea în inimă. Simte că ceva nu este în Regulă, dar nu își poate explica de ce. Își aduce aminte că în seara precedentă a vorbit la telefon cu mama ei și că totul părea în regulă. Cu teama și în liniște în suflet, Maria își ia telefonul și formează numărul mamei sale. Cu toate acestea, nimeni nu răspunde. Încearcă din nou și din nou, dar telefonul sună fără succes. Îngrijorarea și panica încep să se instaleze în mintea Mariei. Își ia rapid cheile și se îndreaptă spre casa mamei sale. Când ajunge acolo, găsește ușa deschisă. Inima îi se strânge și o senzație de frică o cuprinde. Maria intră în casă și strigă numele mamei sale, niciun răspuns. Începe să treiere fiecare cameră sperând să o găsească pe mama ei undeva înăuntru, dar fiecare cameră este goală și liniștită. În cele din urmă, Maria se îndreaptă spre camera mamei sale, își deschide ușor ușa și găsește camera goală și neatinsă. În acel moment, inima Mariei se înfrânge și înțelege că mama ei nu mai este printre noi. Îngenunchează lângă patul mamei sale și izbucnește în lacrimi. Tristețea și durerea o copleșesc, iar gândul că nu a putut să-și ia rămas bun de la mama ei o întristează și mai mult. Cu sufletul sfârșit, Maria găsește scrisori pe noptieră. Sunt ultimele scrisori pe care mama ei le-a scris înainte să plece dintre noi. În ele, mama ei exprimă iubirea ei necondiționată, mândrie și recunoștința față de fica ei. Scrie despre amintirile lor frumoase și despre dragostea eternă pe care o va purta mereu în inima sa. Citind scrisorile, Maria simte o prezență caldă și liniștitoare a mamei sale. Chiar dacă ea nu mai este fizică alături de ea, își aduce aminte de înțelepciune și sprijinul mamei sale și promite să își stresia, amintire și învățăturile sale în viața ei. În fața pierderii tragice a mamei sale, Maria simte un amestec de durere și regret profund. Ea își reproșează faptul că a plecat de acasă și că nu a fost lângă mama sa în momentele dificile. Regretul și greutatea vin în valoare asupra Mariei. Ea se întreabă cum ar fi fost dacă ar fi fost prezentă, dacă ar fi putut să ofere sprijin și consolarea mamei sale în timpul luptei cu problemele financiare și datoriile tatălui său. În mijlocul acestor sentimente și vinovăție, Maria trebuie să-și amintească ca al luat o decizie de a pleca din țară pentru a se proteja și pentru a scăpa de amenințările creditorilor. La momentul respectiv, aceasta părea a fi o singură opțiune pentru ea. Cu toate acestea, durerea și regretul nu pot fi ușor eliberate. Maria își dorește cu tărie să-și fi petrecut mult mai mult timp alături de mama ei, să fi fost acolo pentru a-i oferi sprijinul și iubirea ei necondiționată. Într-un efort de a face față acestor emoții, Maria începe să înțeleagă că este important să-și acorde iertare. Ea își reamintește că a luat decizii bazate pe circumstanțe și cunoștințele pe care le avea la momentul respectiv. Prin introspecții și acceptarea greșelilor, Maria învață că este esențial să-și ofere iertare și compasiune de care are nevoie pentru a se vindica și a merge mai departe. Ea înțelege că mama ei ar vrea să o vadă fericită și sănătoasă, iar acesta devine un motiv de a merge mai departe și de a-i onora memoria prin propria sa viață. Astfel, Maria caută sprijin în terapii și în comunitatea sa pentru a-și gestiona sentimentele de regret și a învăța să se ierte pe sine însăși. Ea știe că procesul de vindicare poate fi lung și dificil, dar că este posibil să-și găsească pacea și să continue să trăiască în spiritul iubirii și învățăturilor mamei sale.